Mai puțin eco-toilets. Nu știu dacă ați folosit, dacă ați fost la festivaluri, cred că știți eco-toilets. Put oribil. Ale albastre, te bagi acolo, pute oribil. Eu nu prea mă droghez la festivaluri. Ăsta e drogul meu la festival. Că trebuie să merg să mă piș și într-un eco-toilet și îmi țin respirația. Și când stau acolo un minut, mă ia așa o amețeală, știi, dacă ții respirația, după aia ies și mă duc și mă simt bine acolo la electric. Dar mi-am dat seama că se poate și mai rău. Că mă pișam acolo și era un căcat care plutea. Cineva a trebuit să se cace în condițiile alea, în ecotoile. Adică la tine acasă, dacă îl dai plescăit și îți sare apa, ești, bă, băiatule, să nu fi luat ceva. Da, păi, în ecotoilet când îți sare apa, direct cancer, adică n-ai cum să scapi. Singura variantă, ca să nu-ți plescăie să-ți sară apa, e să ai brațe puternice. Dacă ai brațe puternice, stai în brațe, în ecotoilet, și dai drumul de sus și îl urmărești cu privirea. Când vine, îl degajezi într-o parte cu capul. Îmi plac foarte mult supereroi. Chiar m-am gândit la niște supereroi români. Unul ar fi omul Gardul Viu. E un om urât cu crengi și care stă ascuns în pufiș și stă după pufiș acolo și când vin bossul care se fișe, îi sperie. Asta e omul Gardul Viu. Un alt supererou ar fi omul Fazan, un om care atunci când nu știe unde să mănânci, vine și spune restaurant. Asta e omul Fazan. Mie îmi place să joc Fazan destul de mult, dar cu copii care nu știu alfabetul, copii de grădiniță, pentru că le zic, zic alfabetul și zic doar, a, că atât știu. Și eu zic alarmant, te-am închis, Fazan. Și sunt, n-ai voie să închizi din prima și eu zic, vrei să te bat? Zic, nu, dai pat oricum, pentru că sunt mai nici decât mine. Am adaptat un supererou american, Green Lantern, dacă știți Green Lantern, e un supererou american. Varianta românească ar fi Nicu Veioză. Un interlop care se cheamă așa pentru că se aprinde repede, Nicu Veioză. În seara asta o să zic Cook când am glume cu... Mi-am comandat o carte de colorat pentru adus de pe Amazon. Și a venit și eram bucuros pentru că aveam doar 3 creioane colorate, aveam roșu, negru și roz și nu prea pot să desenez multe chestii cu culorile astea. Și am desfăcut cartea de colorat pentru adus și când mă uit niciun cuc. Eu speram să fie cuci. Că cu roșu, negru și roz mai mult cuci poți să desenezi, nu poți să faci pajiște sau ce. Dar cuci puteam să fac. Și m-am întristat, pentru că nu, erau niște mandale, niște forme geometrice, niciun cuc acolo și am returnat-o la Amazon și în formularul de retur am scris, în engleză am scris no dicks. Dicks. Pentru că nu era niciun cuc acolo. Și omul de la Amazon a fost drăguț și a făcut el poze și mi-a trimis. Mi-a trimis pe mail poze cu cucul său. Problema era că era color ce mi-a trimis el și eu vreau să colorez și nu puteam să colorez. Și a trebuit să mă duc la un centru de ăsta de printări la Romane, am rugat pe ea să-l printeze pe un A3 frumos acolo și bucuros în drum spre casă, în metrou, am început să colorez, dar da, fiind A3 îți dai seama, nu mai ajungeau culorile, nici n-aveam ascuțitoare la mine și fix spre cap acolo, nu ajungea culoare. Și am început să umezez degetul în gură și dădeam așa spre cap ca să completez desenul. O doamnă lângă mine saliva, era o doamnă trage acolo. Și a venit ăla de la Scorzeze la mine, a venit și a zis că n-aveți voie să desenați cuci în metro. Am zis, dar nu desenez, colorez, e o diferență. Deci și cu cuci. Bună seara și bine v-am găsit. O nouă seară
So it seems Pan has alături. Gabriel once more. His arrival. Am uitat să dau cu sin. Most fortuitous. Așa. Gabriel now enters the outskirts of the vampire's territory. A cold winter has gripped this land for centuries, driving out the inhabitants to warmer climes. Those stubborn enough to stay have contended with the cold death that visits them each and every night, taking their loved ones away forever. The vampires thrive in the cold and terrorize the living who crave warmth and companionship. This night a warrior will come, a knight in shining armor with death at his side. He comes for you, creatures of the night. He comes for you, dar he forgot all the fucking buttons. Deci, pauza de joi până miercuri, până de joi până marți la The Castlevania, I forget fucking everything. În afară de cât de ce cap mic are ăsta pentru ditai gâtul. Ok, deci avem aici niște ceva. Ok, e muzica de pe ăsta arunci, nu? Pe B arunci. Avem muzica de God fucking damn it, iar se duce ăsta și se aruncă. Oh my god. Salut, Teo, Florin. Deci putem să mergem în direcția asta. Ok. Deci nu putem să mergem în direcția asta pentru că aici e Chupacabra. Aici în direcția asta o să merg după ce iau ce trebuie să iau de la Chupacabra. Și acum hai să mergem în direcția asta la altă, care este singura direcție în care putem să mai mergem. Să vedem unde căcat e ciupa pizdii. My bad. Mă enervează doar ideea de gameplay-ul ăsta. Uite-l. I see him. Ok. Thank you.
Să înțeleg că ce chestia aia care mi-a furat toate alea e după ușa asta. Uite-o, ok. Minunat. Cel puțin. Să mă sui pe aici? Ah, da. Really? Che? Stai că... Deci m-am urcat acolo și Chupacabra care până acum n-a avut niciun alt power a zis, știi ce? Tu e meu. Dacă n-aveam de-aia, ce făceam? Dacă n-aveam butterflies, flutterbys. What would have happened? E așa interesant că unele chestii sunt foarte mișto făcute, de exemplu cum se pune zăpada pe cameră. Bă, da, bravo. Ok, stai că am uitat. Ok, te faci așa și... Am uitat care era... Ok, fugi. Pă, ce trebuie să apă? Stai că... Fugi și... Nu, fugi și apeși pe... Ăsta? Ia. Nu. Fugi și apeși pe... A? Nu. Scoate șoara asta borâtă din platou! Advance move. Direct counter strike, ghilotină, air grab, flying area, whatever, chain, circulare, somor, nu, secondary, nu. Relic powers, ok, line magic, earthquake punch. Left trigger și Y. Left trigger și Y. Și shoulder charge. Left trigger, cu Shadow Magic active, left trigger. A ținem apăsat pe left trigger și dăm în față. Left trigger.
It's not like that. Deci. Oh, ok. Deci, ținem opsa pe left trigger. Mi-a luat ceva să-mi aduc aminte care-s butoanele și cum să folosesc, dar... am făcut-o. Pentru că asta trebuie să se întâmple, trebuie să o faci. Cine nu o face... este un nefăcător. Stai că mai vreau să mai văd o chestie, pentru că era aici în spate, dacă te întorci și te duci la stânga... Hai mă. Mergem înainte. Luăm prin stânga. Unde era, mă? Aici? Aici. Ok, și mai era. Nu eram stuck cât nu mai știam butoanele. Și mai era ceva, mai era o intrare din asta blocată. Deci aici, dacă mergem în stânga, e intrarea asta blocată pe care am spart-o. Atunci înseamnă că dacă mergem înainte pe aici și facem stânga iarăși, e o altă... Aia, vezi? Unde e la fel, același lucru. Un health și un crystal. Dar, na. Cine suntem noi să zicem nu la health și la crystal? Vorba aia. Nu știu care e vorba. Vorba aia nu spui nu la... Da, este... The worstest. The worstest. Worcestersost. Bă, uite, vezi? E nașpa cu locked cam, dar având locked cam, poți să te bucuri de viste, poți să forțezi jucătorul să vadă viste de genul ăsta, pentru că eu dacă n-aveam locked cam și mă uitam pe jos sau mă uitam pe pereți sau pe undeva sau era așa, nu aveam fix vista asta. Știi, asta adică este, uite, ești... e ascunsă aici, mergi înainte și tara fucking vista. Poți să dai camera mai în spate să vezi ceva frumos. Și acum se înceapă lupta. Vezi și ține în focus și castelul și satul. Da, sunt the good and the bad. Practic, e un cop-out. This village is one of the last vestiges of human civilization left in this place of death and cold. It lies not far from the vampire's castle. Dar așa au fost până acum toate Devil May Cry-urile și presupun că asta a fost joc de referință pentru ei. Da. Not since the girl. The pain is etched on his face still, but in his soul only hatred drives him. We will not speak of it. He must not know I have seen everything. That I have followed him this far. Nu, dar literalmente atunci când ai camera fixă, nu mai trebuie să te gândești la
optimizare pentru cameră. Nu trebuie să te mai gândești la ce direcție să uite jucătorul că vezi prea mult în distanță. Știi exact ce să blochezi dacă ai probleme de FPS când se vede prea mult. Știi că, bă, asta e, este, asta este the frustum of the camera, aici blocăm, aici punem chestii. Poți să, în caz că, nu, gen, nu mai trebuie să faci... Da, din nou, e tot, toată seria Devil May Cry până la ăsta a fost cu locked camera. It's a style. Ideea e că nu trebuie să mai... să mai faci gen signaling pentru level design. Că sunt, e clar, dacă se uită camera într-o direcție, nu știu. După ăsta o să vedem ce mai sunt. Adică practic poți să continui cu seria asta, că tot în 2014 a apărut și cum fac să ajung la aia sus acolo? Mă sui pe ceva, presupun, nu? Ok, nu pot să ajung. Bine, mă bucur. Te-ai în gură. Poți să continui cu Castlevania Mirror of Faith, care este Castlevania 1.5, sau unul din celelalte jocuri din 2014, sau dacă strânge cineva puncte, Mai încercăm. Pune un joc nou, un alt joc la bătaie, cum a făcut Bing cu Lord of the Rings. Am și uitat cum se numește jocul. Life is Strange. Așa. Uite. Și altă chestie este că da, e cam nasol locked cam în într-un joc în care te bați, dar în general te bați în zone arena type, unde nu prea ai nevoie de să-ți miști camera. Și stilul de bătaie al ăstuia este foarte area of effect. Nu e gen single target. Se bate așa cu with an area around it. Thank God that you are still among the living. The Lycan Lord has been defeated. I have his power. What happened here? I congratulate you on your victory. But these fellows were not so fortunate. Word has spread of our quest. The vampire clan have slaughtered this entire village. And now, they are expecting us. That abbey... Abația aia. Asta este la mine pe Discord, în caz că v-ați speriat. It is said to be capable of burning vampires and reducing them to ashes. That relic protects the abbey and all who take refuge there. But the abbot has barricaded himself inside and filled the building with deadly traps to deter visitors. After years of isolation, some say he has been driven quite mad. He resides up there, in the tallest of the towers. If we could persuade him to give the relic to us, it would give us a tremendous advantage over the vampires. But it won't be easy. Mad or not, damn him for not protecting his people. Damn him. Ghouls! Ăsta a ratat... Era, bă, ăsta a ratat aterizarea. Don't block the hole.
need you to push the statue from the other side, Zobek. Hold on, I'm coming. S-a chinuit omul ăla să facă statuia. Please, Nick, rephrase the question ca să înțeleg, adică mai, ăsta e startul unui genre, as in, jocul ăsta e startul unui genre sau faptul că joc eu jocul ăsta înseamnă că am început să mă joc un tip, un gen de joc? I'm just asking. Get out of my sight. Gabriel, if that statue were closer to the hole, we could cover it as we did before. Gabriel, if that statue were closer to the hole, we could cover it as we did before. You are dead. I need your help with the statue, Zobek. That's a good idea. Ce-mi place că dacă mă ajută la statuie este mă doare în penis de ce face acel ghoul. Yep. Your ghoulish face doesn't bother me. That's what she said. Da, am înțeles. Ceea ce înseamnă că maybe you can tear down this wall. Da, asta încerc să fac. Nu. Ai, god fucking damn it, trebuie să-mi încarc iarăși focusul. Am înțeles, am înțeles. Trebuie 2 secunde că trebuie să am focus, trebuie să stau aici, trebuie să-mi încarc ăsta și trebuie să mă duc așa. Și acum să ies de aici, să dau cu pumnul, să mă duc în partea aia și acum să ies pe partea asta, să mă duc pe partea asta, să te trec, să te chem pe tine. Ah, nu, 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 nu. Ăsta este un rebirth pentru Castlevania. Castlevania este foarte vechi, este de pe vremea lui Atari and shit. Tocmai de asta Castlevania ăsta este a fost foarte problematic atunci când a ieșit, că era toată lumea că bă, nu e ce era Castlevania înainte. Ăla era altceva, nu știu ce, că bla bla bla, că de ce are numele Castlevania. Unii au zis, bă, e ok, adică chiar dacă nu e Castlevania, este... e cât de cât ok. Dar una din chestiile care erau în Castlevania la vechi și care au introdus cum ar veni genul ăsta, a fost introdus de către jocul ăla, a fost faza cu backtracking-ul. Că a fost, la fel ca Metroid, un joc în care nu doar mergeai înainte, cum era... Mamă, deci, voi vedeți blocajul ăsta aici? Aici, în dreapta, toată chestia asta este invisible wall. Uite, chestiile astea sunt mă enervează la culme, când ai căcaturi de genul. Pune, mă, ceva, pune niște pietre, pune ceva acolo, pune un pom, pune un boschet. Nu lăsa așa și după aia zice, nu, frate, că ăsta-i jocul. Uite, cum ai pus aici?
God damn it. Anyway, where was I? Symphony of the Night. Cred că a fost primul. Nu primul. Unul din cele mai ok. Cu Alucard. Salut, salut, Huvi. Bine ai venit. Anyway, where were we? Where were we? Așa. Presupun că i-au făcut. Ok, deci aici. God damn it. Quick time events. Asta am uitat că era în 2014, în epoca quick time-urilor. Unde nu putem să facem un joc dacă nu punem și dămii de quick time-uri. Nice. Păi și Mirror of Faith, adică partea a doua de la Castlevania-ul ăsta, ești Lords of Shadows, Mirror of Faith și după aia Lords of Shadows 2. But now he has become a devious coward who has holed himself up in the abbey and rigged it with traps of cunning. The people unprotected have paid a heavy price for his treachery. Night has fallen outside and we will be open to vampire attack at any time. To vampire attack. Ăsta a uitat să scrie în engleză. Work together if we are to succeed in acquiring the relic that the abbot guards. This will help us greatly in defeating. Okay. Îmi place că ăsta are un AI care atunci când stă lângă tine, his first move este să sară înapoi. Hop! Ce faci, mă? Te-a bătut măta când erai mic? Ți-e frică? Îmi imaginez că atunci când mergea cu ăsta pe stradă, până aventuri, din când în când îi trece, se întorcea ăsta și mai frigea o palmă și de asta ăsta e super speriat când te întorci spre el așa. Shit! Ok. Știi, gen flinches. Oh, ce avem noi aici? Un monstru. Nu, niște monstru. Vampires. Ai grijă, găbițule. Dar știi ce am eu și n-aveți voi? Super power-ul ăsta. Să dau numai pe lângă. Mai e unul în viață, nu? Unde te ba... Unde a fugit ăsta? Mamă, l-a alergat pe ăsta până în fundul holului. Ah, acolo este un lemn pe care pot să-l folosesc ca să învârt mecanismul ăsta. E bine că eram în hol. Știu. Necesiți penis? Necesiți. Da,
That's interesting. Can't touch this. Na 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 na. Nu mai putem să carry ferries, ferry carries. Dar putem să ne învârtim cu asta aici. I need your help with the crowbar, Zobek. I'm coming. Go through to the other side. Da, s-au spawnat niște... Bine. God damn it. Eu am zis să nu fiu țăran, să te las singur aici, dar cred că... ar fi trebuit să te las. Bași tu cu ăla? Zobek, help me with the crowbar. Hold on, I'm coming. Go, go, cross over now. Gata. Puzzle. Ok. N-am cheia pentru asta, n-am cheia pentru asta. Da. Un băț? Ah, am înțeles, stai că astea cred că pot să le sparg. Nu pot să le sparg. Nope. Bun, nu pot să sparg ăla. De asta. Pot să-l sparg nici pe ăsta. Sunt blocat în asta. Asta vrea să-mi spună. Această... acest joc. Pentru atâta timp cât... Nu-mi vine să cred că l-am bătut pe ăla. Doar așa. Dar, din nou. Am I missing something? Da, te aud, boss. Sunt blocat în camera asta. Asta vrea să zică jocul ăsta. Hai mă, mori odată. Hai, omoară. Ok. Salut. You're
Literally sunt blocat aici. Viață. Cum să faci un joc așa prost? Captain Obvious. Ok, du-te și ăla, hai. Mai apar iarăși vampiri acum. Bag ăsta aici, ok. Învârtim de asta. Învârtim de asta, zic. Îl chemăm pe Zobek. Trebuie neapărat să trec, că dacă trec, o să rămână Zobek singur cu ăsta. Și se închide ușa. Ok, acum mă duc în partea elaltă. Îl chem pe ăsta. That's a good idea. Go, go! Cross over now. You will all meet the same fate. Asta trebuia să fac. Trăiți-ar familia. Wow, really? Nu dai restart degeaba. Dar problema este că toate chestiile pe care ăștia au în inteligența lor au zis: lasă-mă că ți le spune ăla ce să faci, dar ăla nu putea să le spună că ăsta, dialogul de luptă, override-a dialogul de help. Și a fost fix tu e meu. Și acum iau ăsta și mă duc în partea asta și învârt chestia aia. Salut de aici pe dimineață. Bine ai venit. That bastard Abbott has protected himself well. We need two keys to get out of here. Two key. Nu. I can't hold it. Hurry. Support the next slab quickly. Oh,
up the next slab. Quickly, or we die! There is one of the keys we need. One thing. Ce zici de am plecat într-o direcție și s-a schimbat camera fix în direcția opusă? Eu nu m-aș fi grăbit să ridic, să-i las pe aia liber din cameră până nu mă asiguram că au luat cheia de acolo. But that's just me. Maybe I'm too hand-holdy. Nu știu ce să zic. Dar mai bine decât să frustrezi jucătorul să zică unde căcat era cheia, că nu l-a auzit pe ăsta că zice nu știu ce. Zic eu. Ok. There is one of the keys we need. Ce spui tu e că trebuie să mă întorc. E aici ceva în partea asta? Nope. Ok. Trebuie să mă întorc aici. Să iau bățul. Și să mă duc până în... Penisia. Din nou, nu... ideea, gen, am lucrat destul de mult în industrie ca să știu... Oh, ca să știu că... I need your help with the crowbar, Zobek. As you wish. În general, most of the time, problemele de design din jocuri nu sunt din cauza designerilor, sunt din cauza timpului, echipei prea mici și alte motive adiacente. De așa că nu, I'm not quick to judge designers. Dar, pe moment, I'm quick to judge designers. Exact, management. Mai ales că jocul ăsta, din câte văd eu, a fost făcut... under contract, adică nu este fully developed de ăștia care au făcut-o. De spaniolii ăștia. Au fost făcuți cu Namco. Ceea ce înseamnă că toate lucrurile care erau trimitem chestia asta, ei ne trimit înapoi, ei trimit chestia asta. Adică a fost probabil o back and forth, o chestie de asta. Cea mai cameră șmecheră. Am înțeles tot. Mă duc aici și îl sumonez pe... Nu? Nu. Mă, dar încerc toate ușile astea. De ce mă încurte și spawnă în ceva?
God damn it. It is a magic seal created by the abbot. There must be a way to manipulate it. Okay. Mi-am consumat toată energia de... ...de tear down this wall. Ce ziceți de backtracking-ul ăsta? În loc să pună ceva mai aproape, hai să te întorci până în două nivele mai devreme. Și cu camera bucuriei. Asta voiam să fac. Exact asta voiam să fac. Nu să mă prind asta și să o învârt. Ok. I need you to hold the device steady, Zobek. Hold on, I'm coming. Cel mai util ai fost, Zobek, trăiți-ar familia. Am nevoie să ții asta. Da, imediat, stai că m-am blocat în tine și o să stăm amândoi ca vacile să ne uităm unii la alții. Da, imediat ce termin cu asta, bye. Ok, facem din nou Zobek. Minunat. That's a good idea. Go through to the other side, quickly. That's what I'm doing. I'll send you straight back to hell. Ok. Și fiind aici, ce o să fac? Sir? Nu. Ajută-mă. Ah, ok, mă duc acolo. I-am omorât pe aia. Ok, hai să facem invers atunci. Hai să învârtim asta. Zobek, hold the device steady. I'm coming. Go, go! Cross over now! Ah.
in your holes. Am jucat God of War primele God of War alea, OG God of War, și pot să spun că se simțeau mai bine. Adică da, arată ok, cel puțin la fighting n-am de ce să mă literalmente e camera așa. La fighting n-am de ce să mă plâng, dar mult mai bine designat God of War-ul ăla vechi. N-am avut asemenea probleme de nu știu ce să fac într-un nivel sau chestii de genul ăsta. Ok. Și atunci hai să ne mai învârtim. 1, 2, 3. Steady, Zobek. That's a good idea. Hurry! I can't hold on for much longer. Da, mamă, înțeles. Well done. Super puzzle. Wow! La următorul, dacă vreți țâțe, băgăm la următorul. Folosim cristalul la următorul fight, că acum e mult prea simplu. Gata. Ei, goddammit. Nu crezi că n-a rămas aia acolo. Nu? Nu. Mi-am folosit și ăla degeaba. Am apăsat B, că era B to cancel. Nu știu, n-am jucat pe stream, că era în perioada în care nu era stream. Dar un joc care mi-a plăcut foarte mult și îl recomand a fost Strange Brigade. I can see he is holding a Dorin. Deep within. He is altul. Cum era Dorel? Place, the anger is taking over. We must not delay. We must find Dorin and take what we need. De fapt Cornel. My bad. The need of the many. Werewolf King îl chema Cornel. Și pe ăsta îl cheamă Dorin. Vampires, Romanian names și vampire stereotypes. Name a better combo. Lady Dumitrescu. Ia. Yeah. Sure, there must be a way of entering the library from here. We're not in the library. Suntem într-o cameră plină de cărți și de hârtii pe jos. Mamă, ce set design cu scaunelele alea. Unul lângă un stâlp, unul lângă celălalt stâlp. That's how you do. Blitzcrank. Blitzkrieg era să zic.
numai lacrimi și suspine. Ai rupt inima din... Bravo, 12 dimineața! Here it is. I found it. Rețeta de găluște cu prune a lui bunica mea. Get out of here. I'll keep the trap door open. Hai! This smells like a puzzle. Puzzle solved. Nu-mi spune că trebuie să... What? Stai. Așa se rezolvă, să vedem în partea asta ce să... Deci trebuie să facem ceva. Să aducem lumina aici. Am înțeles. Am flashback-uri din Dark Souls 3 cu... Îmi place că am zis Dark Souls 3 ca și cum aș mai fi jucat alte Dark Souls-uri. Cu biblioteca.
Degeaba. Deci degeaba a început muzica de luptă. Facem aici și aici. Ducem pasta mai încoace, nu? Pentru că lumina trebuie să bată în direcția asta, presupun, nu? Ceva de genul ăsta. Am I doing it right? Ia, ia stai. Să vedem. Doamne, ce m-am înnecat. Houston? Ce-mi place chestia asta de... Știi ce? A durat cam mult să faci puzzle-ul ăsta. Hai că mai spawnăm niște inamici. Așa. Poate te-ai plictisit de puzzle. Pentru câteva secunde am avut impresia că te referi la Castlevania 12 dimineața. Și I was like, what? Ai jucat 13 ore Castlevania? Ok, acum we're good. Total în direcția opusă. Da, boss, am înțeles. N-am jucat 13 ore de jocul ăsta, am jucat... E un zid. Ce este de zid? Ăsta, nu?
înțeles care e mersul. Trebuie să ducem asta aici. Ok, și asta o să, da, o să fac așa. O să duc aici. Bă, cel mai mult îmi place să prelungesc artificial un joc cu puzzle-uri care sunt lungi doar de dragul de a fi lungi. Nu pentru că sunt și bune. Este bucuria mea. Asta îmi doresc eu să fac în viață. Aveam un skill șmecher pe care așteptam să-l cumpăr, dar nu știu exact dacă... Era mult de tot, ceva cu Nightmare. Nu... La Relic Powers... Exploding Quake asta. Holy Cross... Cu Light Magic Active, X și Y... Ok. Și mai este Exploding Quake care zice... Bă, aș vrea să-l încerc pe ăsta cel puțin o dată, dar nu cred că o să fiu în stare. I'm just wishful thinking about it, Arna. The tower at the Abbey of Wygol was once a place where men of God sought knowledge and protected the people with Christ's love. Now it is the refuge of a man driven insane by fear. Dorin has abandoned his people to death or worse. A powerful relic keeps the vampires at bay, and we must take it if we stand any chance against the Dark Lord's minions. I know of a secret way that will take me to the top of the tower by a different path. Gabriel will have to find his own way. Mă bucur că nu mi-ai spus calea secretă până în sus. Smorții tăi. Nu, dar s-a distrat băiatul ăsta care făcea camera movements. Îmi pare rău, nu vreau să fiu sexist sau ceva. Zic băiatul, dar poate să fie și fata. So, it's not... Nu zic băiatul că, a, numai băieți poate să facă chestia asta, zic băiatul că, that's... Please don't cancel me. Întrebare. Acum, Ana, nu știu, este doar cu curiozitatea de-a mea. Dacă puteți să-mi răspundeți sincer, bine. Dacă nu, iarăși bine, nu mă deranjează extraordinar de mult. Dar, vouă nu vi se pare mult mai violent cuvântul proastă decât prost? Nu știu, mie mi se pare că dacă,
dacă zici proastă, n-are aceeași însemnătate ca prost. I don't know, I'm just... Ia, Fluty! Ce am făcut, mă? Iar am pus cutii pe alte cutii și nu le-am făcut dinamice? Mă, uite-te, mă, uite cum plutesc ele cutiile, mă. Deci, every game cu cutii. A, o să fac chestia asta. Verific dacă cutiile sunt dinamice. Până acum e 2-0-2. Avea exact ca în Dark Souls. Asta, prostul e așa, o chestie pare mai mult de alint sună. Dar proastă pare ceva mai violent, așa mai... Wow, ai făcut proasta aia. I don't know, it's... Este mișto să te gândești așa din perspectiva cuiva care învață limba română. Dacă se poate să mă lași pe mine să trag căcatul ăsta. E ceva în dreapta? Nu pot să ajung. Am sărit ca vaca într-o gaură. Bravo! S-ar putea să sune de parcă urmează să ții o palmă. Și de asta să mi se pară mai violentă. Nu vreau să... Ce avem noi aici? Deci și cu camera fixă avem o zonă în care dacă ne ducem, vedeți? Din cauza că au zis, bă, uite, nu ne mai trebuie lumina acolo, că nu o să vadă lumea, dar dacă te duci aici s-a adus lumina. Ce ziceți de asta? Cu fixed camera. And they still fuck that up. Uite, altă chestie care este super frustrantă, chestia asta aici în sus. Uite, dacă te duci așa, pare este o formă de scară. Ca om care să joacă jocuri care sunt cu săriture și cu urcat pe chestii, literalmente I see this, I'm like, da, mă invită să mă urc pe chestia asta. În caz că ziceați că vreți, mai vreți lecții de level design. Așa nu. Wow, boss, vreau să văd și eu ceva de poarta asta. Și ajung tot aici, unde aș fi putut să ajung foarte clar, pe partea altă. Da, nu, ei aveau altceva în cap și au zis, nu? Tărâțe!
Asta îmi place la jocul ăsta. Asta îmi place la jocul ăsta. De două ori prost. Îmi place că... e foarte, foarte non... cum se cheamă? Nu te... pedepsește foarte mult moartea as a mechanic. E... deci... Nu înțeleg. Dacă apăs să sar, sar. Dacă apăs să st. Asta nu o să trebuie să trebuie să mă duc în direcția cealaltă. Asta voia să-mi spună jocul ăsta. Scoate șoara asta borâtă din platou. Ce am făcut? Da, în direcția opusă. Where's the abbot? Inside. No. Your people perished while you hid behind the one thing that could have saved them. You don't deserve to call yourself a man of God. Gabriel. Gabițu, am venit pentru o treabă. Îl ești ăla? Ăsta are portret cu el, boss, deasupra ușii. Îl vezi? Asta este apă, apă sfințită. Uite, deasupra ușii e portret cu el. O să-l omoare ceva. Trei ani el le-a luat să facă cinematicul ăla. Că ați văzut, nu a fost făcut în engine. Era pre-rendered. Glumesc, dar... cine știe. Salut! Uite o maimuță.
scuttled past. What is it? What's happening? Eram cu avionul meu din 1920. They want you alone. You must go to the village, or they will kill us all. You do realize it's a trap. I know. Ah, uite unde era amiralul Akbar. I must go. Do what you must. I'll take care of the boy. Nu prea l-aș lăsa pe ăsta singur cu băiatul. Ok. Think good thoughts. Cum era? Nu te gândi la chestii dubioase. The power to defeat the vampires is now in our hands. And that bastard Dorin has never met his maker. That bastard Dorin. It is he. No one will shed a tear for his miserable life. Countless others have met the same fate by his hand. The quest is going well. We have what we need to confront the Dark Lord, and I sense Gabriel's determination to see this through. The vampires must know we have the relic, and I am sure they will move to stop us if they can. Nu știu, Nick, parcă nu mai văzut jucând celelalte trei episoade de Castlevania să vezi hater-ul acolo. With the holy water flask selected, press B to throw on it așa. Oh, it's particularly devastating against the vampires and the undead. Am înțeles. Divine Shield. Cu light magic active, holy water flask will create a magical barrier care va așa. Ok. Divine Shield. God damn it. Salutare, Bing! Știți ce vreau să fac? Mi-am adus aminte. Hai să încercăm să vedem cum merge Quake-ul. Deci. Nu, stai că trebuie să văd cum să dă. Era... X? Hold Y? Ok. N-am făcut nimic. Adică am făcut chestii, dar nu atât de interesante pe cât am sperat. Salut! Bye! Mai sunt două gratis. Nu mai sunt două gratis? Trebuie să fie două gratis. Te cunosc de undeva? Tu n-ai jucat în Buffy? Drink my piss. Make your piss. I hope you made piss tonight.
Ok. God damn it. Am pus apare de vreme. Deci acum citesc ce se întâmplă. E, nu știu dacă este the normal delay of my brain sau este mai mare delay-ul ca de obicei. Dar n-am, setările au rămas la fel. Să mă duc la Sound Alerts să văd... Salut! Încă un pre-render cutscene. The small-headed man saved us! Ok, Castle Sewers. Asta e ultima parte din Wygol Village is safe for now. The vampires have lost one of their commanders, Brawner, and news will travel back to the Dark Lord quickly. This is a blow. Foarte dubios că pe ăla îl cheamă Dark Lord quickly. Oh my god. I'm câteodată fac niște glume. Și I'm like, stop. Teo, don't. Stop. Extensions, my extensions, sound alerts, e activated. Ar trebui să apară. Okay. Hello, motherfucker. Oh no. Au început iar să pleze în continuu.
A, nu, 12 dimineața, ok. Deci apare ăla. That was my question. Sorry. Nu știu ce să mai fac. M-am uitat. N-am ce cum să îl mai It is. Scoate șoara asta borâtă din platou. Ok. Hai că mai avem un singur nivel și terminăm și capitolul ăsta. Ba da, pot să bag. O să bag pentru următorul stream. Mâine veți avea... What the fuck? Bă! Ia facem prezența. De unde căcați în 6 oameni pe stream? Bă, care-i treaba? Ce faceți voi aici? Vă uitați la mine pe stream? Stă Nic pe 4 conturi. Ok, deci ce trebuie să se întâmple aici este să... oprim ceva, că văd că se mișcă super greu când merge până ăsta, ceea ce înseamnă că mesajul este Teo. Da, nu e asta. Mesajul este Teo, rezolvă problema. Ok, the fog is poisonous. Get out of there. I am glad to hear it. Ceea ce înseamnă că trebuie să mă întorc și să văd dacă pot să merg pe sus pe acolo. De fapt, da, eu doar am wishful thinking că sunt 6 oameni. Sunt de fapt, e doar Nick și cu 12 dimineața care l-au clonat pe Bing. Că nu e Bingul real. Bingul real știa să facă Hello Motherfucker când intra. Și de asta pare așa mai... A, uite, vezi, acum s-au redus. Sunt 4 doar. Trebuie să spar. Ia stai. Îmi place că ești The fog is poisonous, get out of there, dar nu-ți scade din viață. Am săricat prost. Bravo. Wow. Teo Florin este silent killer, silent assassin. Ok, deci 1. Dacă sar aici și mă duc încolo... Ah, goddammit. Pot să mă duc încolo? Nu pot să mă duc încolo, ok. Deci asta e cu timp. Trag de ăsta. Ah, e cu timp pentru că practic trebuie să treci. Este, da, tu trebuie să treci pe aici, după aia trebuie să treci pe aici, după aia... Bă, ce muie! Aaa, alea le oprește pe amândouă. Gata, am înțeles. A, am înțeles!
Ce trebuie să fac este să trag de ăla și să fug. Trage și fugi. Tactica armatei române în primul război mondial. E, vezi? Este ultimul jeg de joc unde nu poți să omori șobolanii. Îmi place că se învârte asta și... Ok. Ce tare că se joacă ăla cu moving fast. Că... Așa. Trei, patru, patru. Ok, și acum putem să urcăm și... Nu mai trebuie să urcăm nicăieri pentru că nu mai avem pe unde să urcăm, deci... Ne întoarcem pe aici. Sărim jos, sărim sus, sărim jos. Da! Schimbă-te cameră, please! Să moară măta. Ok. Fac planking numai peste o fată drăguță. Bă, deci trăiți-ar familia, să-ți trăiască, trăiți-ar măta.
coaie! Ok, stai că mi-a venit o idee. Înțeles. There is something to do with this. Deci la 1 activează asta. Dacă dau așa nu activează nimic. Ok, mai am o idee, dacă nu. Na, am nevoie de niște updog. Asta e singurul chestie, singura chestie. N-ar avea de ce, dar dacă se întâmplă chestia asta și am dreptate, it's like the worst thing. Dar vedem. Sigur e ceva iarăși care e... Cum dă nu ți-ai dat seama? It's a fucking clear thing. Super. A? Da, o să joc și doi. This is me.
O să joc pentru că v-am zis lead level designerul de la Remedy a lucrat la astea două jocuri. Și I really really have some questions for him. Și vreau să fiu pregătit când mă duc cu questions-urile la el. Multe încep cu ce pula mea, dar într-o limbă de circulație internațională. Dar, din nou, vreau să văd care-i treaba. Anyway, facem 10 genoflexiuni, să nu ziceți că sunt ultimul țăran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What in your ancestors dead? What in your dead ancestors have you done with this game? Anyway, încă o zi, încă o poveste. Încă un fraier în cartier. Ce părere aveți ca la streamul de subscriberi de săptămâna viitoare, de duminica viitoare, să facem donații să intrăm pe streamuri random? Să donăm random chestii. What do you think? Întotdeauna sunt în bani, nu știu de ce aveți voi problemă, voi impresia că n-aș avea bani. Oh, ia uite cine se duce și se distrează. Mamă, deci dacă nu-i 12 dimineața aici, o să fie stream-ul pentru subscriberi. Foarte fan. Doar eu. Bucurându-mă la donații pe care o să le fac. Ideal, eu aș vrea să oblig oamenii să joace jocuri, dar nu funcționează așa. Deci probabil nu o să meargă așa, dar I'm trying. Oricum, mă bucur că ați fost alături de mine. Vă urez o seară minunată. Nu este moldovean, nu-l face moldovean, este bucovinean. Boss. Este cu totul altceva. Nu este niciun fel legat de că-i tot în zona aia. Nu mai faci mișto de... Bine. Papa, o noapte minunată. Da, Bucovina a avut mai multe influențe nemțești. Mai ales din zona Cernăuțului. Uite, bă, nu ziceți, bă, că Teo nu știe istorie. Teo știe istorie, papa.